Eu te rog, pur și simplu, domnul Jegle. Noi nu suntem în studio și dați. Suntem într-o instituție publică și ne-a o funcție publică. Eu vă rog frumos, dacă ați observat ceva, nu e așa, dar eu vă știu că băiat normal și jurnalist, nu facem show-urile astea. Eu am dat la dumneavoastră cu problema cu apa și am văzut că nu pot hotărâni că și l-am... L-am chemat pe Brega. L-am chemat domnul Brega. Ei, dacă domnul Brega poți să gătiți că ar să vă ajute cu apă, atunci... Să mă ajute. Nu. Dar de ce dumneavoastră nu puteți să mă ajutați? Încă o dată amintiți, despre ce vorbim? Nu vor să conecteze până nu plătești nu știu taxe de conectare, dar pentru taxe de conectare nu-i dau bon de casă. A cui e întreprinderea aceea? Cine răspunde? O clipă, doamnă. Domnule, încă o dată, ce adresă? Eu nu pot să țin puteți să aminte. Când am venit și v-am luat pe strada Pușkin și ați mers la fața locului, mi-a deconectat apa din stradă. Da, bine. Explic atunci lui domnul Brega. Chestia în aceea că asta e, cum îi zice, conducta particulară. A ceea ce eu am fost să fac, eu am făcut. Eu am chemat poliția, că domnul nesancționat o dărâmat drumul și deconectat din drum. El este amendat, mai departe, știți, eu n-am posibilitatea ce să... Și dumneavoastră știți, și nu depinde. Foarte rău, îmi pare rău că dumneavoastră la acțiunile cele care eu am deprins, în loc că spuneți, bine că măcar ai pus pe loc pe domnul Musteață, dumneavoastră apelați altfel. Dacă domnul Brega poate să vă le ajute, vă dă telefonul domnului Musteață și poftim, contactați cu domnul lui. Acolo dumneavoastră în care e problema? Deci primărie nu dă apă la oameni, nu are așa întreprindere, apă, canal. Dacă a zis că e o întreprindere privată, ce? Ascultați, la noi, în oraș, apa se livrează prin, ca și în toate localități, mare majoritatea, este apa canal, care... Municipală. Municipală. Autorităților, e publică, da. Nu, de unde... Precizăm. Nu, aici nu-i precizăm. Eu am să vă spun și dacă ceva... Care livrează circa 70% de apă. Uh-huh. Și mai sunt întreprinderea Petrolux, care o 15 și este întreprinderea încă Aurelia Bulmaga, care vă 10% și sunt fosta OAD, acolo 100 ceva de case. Ce statut au ele? Întreprinderi individuale sau societăți? Nu. Comerciale sau ce? Aurelia Bulmaga, întreprinderi individuale. Uh-huh. Petrolux, SRL. Uh-huh. Și fosta, să vorbim, SA, drumul, ei când au avut și au sonda, dar până când nu pot transmite nouă din cauza că asta proprietatea publică și acolo sunt niște probleme, dar ei, noi practic măcar achităm lumină ca oamenii 100 de căsă să prinească apă. Și pe strada Pușkin ce? Strada Pușkin este numai conducta de la Petrolux, care a fost cândva construită în comun de cetățeni și întreprinderea dată. Doamna zice că a fost și grant european, a fost... Nu, doamna poate spune foarte multe. Nu știți. Asta, doamna... Și atunci eu nu răspundeam de chestia asta, nu pun, dar nici un grant european, noi n-am avut grant. Da, este european și doamna a auzit. Dar asta granturi sunt la întreprinderea municipal Apa așa. Canal, uh-huh. care a fost folosite pentru stanția de pompare uh-huh. și amu cu ADR-SUD este prin stanția care este... de prelucrare. Și Petrolux ăsta de unde e apa? Nu e din aceeași sondă? Nu. Are sonda lui, da? Nu, conștiu. Dacă țineți minte, dacă nu, din cuvintele, că sunteți încă băiat tânăr, cândva au fost, s-a fost zăvod Căușanski. Da. Și au avut niște stațiile în brigăzile uh-huh. de ridicare apelor. Și el folosește una de cele, da? O privatizat-o și a lui. Și el folosește. De asta, la noi, practic, sunt privatizate la 100% livrare cu apă. Deci, dumneavoastră, de ce v-ați supărat pe el? Că el a distrus drumul ca să ajungă la conducta lui, dar conducta e lui, e privată. Doamna, conducta a lui și a cetățenilor. De ce și, vedeți, el nu... Nu-s probleme. Am să vă arăt și pozele. Asta nu e normal, că dacă tu ai ceva cu doamna, ceva uh-huh. cu contorul, ceva e nou răsit uh-huh. în lume, limba comună, el... o săpat în drum, loc public, unde, mai ales că strada și noi... Deci trebuia autorizat de primărie, orice intervenție în spațiu public. Nu vă grăbiți, că noi numai am restabilit-o.
Și de ce, cum nu mai este? A, era asfalt acolo sau? Nu, asfalt, dar petreș, dar tot. Dar aha. Totuși, că noi am folosit ocazia când aici făceau prin drumuri cum se vorbesc, reparație drumului, și aici iau așa un mecanism mare, dacă ați văzut el. Grader acela sau ceva. Da, ceva. Și el distrugea și noi am făcut. Dar și de ce, că el a făcut așa, am vrut, totuși, desfânt, am crezut, nu se poate așa, am spus, Petre, nu fă chestiile ăștia, du și răstabilește. Dacă ceva, Doamne, nu cofăiești cu rup, tu deconectează din ogradă și lămurește cu dânsa. A pe urmă, nu, omul nu a vrut să facă, nu a vrut, pentru asta el a fost amendat. Și el a supărat și pe mine. Dar aici este și a doilea, domnul ăsta, încă o dată declar și prin dumneavoastră, dacă ați puteți, el nu are contracte cu oameni. Iacă de asta se prinesc așa. Nu are cu nimeni. Așa, să vorbim, neclarități. Dacă el ar avea contracte, atunci dumneia putea... Sam că el activează cam ilegal. Ar trebui să intereseze fiscul de el, poliția, nu? Noi ne-am, mai multe ori ne-am adresat și la fiscul și la multe instanțele, dar, mă rog, de la noi asta de-am, nu depinde. Dar e departe să vină întreprinderea municipală, apă, canal până acolo? Strag o conduct, e departe. Dacă era o posibilitate, nu ne ajunge. De asta eu deci credeți că nu e deloc de competența aici, primăriei problema, doamne? E de competență ca să-l să-i ajute, să, da, să-l conving, da. Petre, nu se face așa. Pentru dacă vreți, eu te zămuș să contactez, dacă vreți să vorbesc cu dânsul. Dați-vă sau ne duce mai el, înțeleg dacă că... el e banii ăștia pentru conectare și o luat chiar la toată lumea și n-are, cum n-are contract, așa n-are nimeni nici bon de plată. Dar cum să-i dau eu lui așa suma, doamna, asta de ce, fără... De ce dumneavoastră întrebați pe mine? Ia că când stați... E răspunderea lui, da. Da, și spuneți, domnule Pietru, și imaginați-vă că dacă ar plăti impozite... Eu îți dau bani, unde cecul? Domn primar, dacă ar plăti impozite, ar veni și în bugetul municipal, nu? Nu, cum să spunem, impozite el te plătește ca întreprindere. Asta alt chestie, că vedeți... Patentă sau cât? Da... 3.000 pe an, sau cât? Sărlă, asta ideam... Plătește-l din procent. Da. Eu nu știu cum acolo, de omul e... El ce face cu contabilitatea, la ce iese, de răspunderea lui, da. Cum el folosește, asta de am altă chestie. Dar să-l contactez, dacă el are posibilitatea, să-l întâlnesc. De asta îmi pare rău de femeia asta, dar îmi pare rău că... Da, nu, eu înțeleg ce înseamnă să fie și fără... Doamna Brumagă. Așa ați spus că este tot asta cu apa. Doctor, asta e partea care ia că vă arăt unde trăiește doamna, da. Să dă Pușkin, nu? Da. Ilinski, Lermontov. Nu, e undeva aici, tak, că la noi strada văd pece și Pușkin veți merge paralel. Și doamna trăiește undeva în partea asta. Vedeți? Așa nu să vorbim, nu, iaca dealul, nu, nu, de ce, iaca dealul, dealurile ăștia, asta de servește Petrom Lux. El au băgat, că aici sonda și aici, el are și încă ușenii vechi. Să vorbim iaca sectorul acesta. Măcar aici este și să vorbim și apa canalul, o parte au vrut să conecteze așa, o parte la dânsul. Mă rog, asta e dorința oamenilor. Concurent. De ce așa, nu, de ce așa s-a prinit, că noi n-am avut deodată, de-am să vorbim, când și-a venit domnul Grigori, că noi n-am avut tătia pe ductului 24 de ore. Și de asta era nevoie ca să poate și personal. Și ei au dat 24 de ore. De-am înainte 8 ani, noi am dezvoltat așa, practic, apa canal, că de-am noi avem 24 din 24. Și de-am la unii ogreți, încă și lucrătorii noștri sunt, iau două conectări. Una de acolo, de, practic, dacă ceva se întâmplă, ei... Alternativă, da. Da. A voi, că uitați, Bulmaga. Dumneavoastră spuneți, dacă vedeți, Bulmaga deservește și tot, că noi vorbim tak, cimitir, vedeți, cimitir, da, aici, da, la dânsa, și el deservește partea, sectorul ăsta, și el s-a dus la noi, o tras apa, să vorbim și în sectorul acesta, mai sus decât a fost Cavrovă fabrică, sectorul acela. Ia că unde e chestia? Păi, ia că vreau să vă spun, anul trecut, fata mea trăiește aici, și-a plătit 4.000 de lei. Conectare. Doamne, mână, casă, fără... Fără niciun bon, fără nimic. Nu, doamne, nu asta de-am altă. Deci și Bulmaga tot așa face ca și Petrolux. Da, anul trecut, asta... Asta e de-am altă chestie, vedeți, pentru anul ăsta sunt organele care trebuie să le... Dar și primărie am zis că ar avea interesul ca să-i vină din impozite niște procente. Primărie, dumneavoastră, să înțelegeți, cu ce? Cu adresări? Cu adresări, da, cu sesizări. Cu organele competiere. Inspectoratul fiscal, poliția, da, procuratura, CNA. Mai departe... Păi ce a fost control? Eu nu pot spune. Nu, dumneavoastră... Care e situația?
Deci femeia zice că ai deconectat-o ilegal și că îi ceri taxe ilegale pentru că nu-i dai bon de casă. Nu a fost conectat la. Adică au fost acolo. Ia, au zis că a avut apă. Las prezent vă factură. Factură, cu omul care are apă, plătești factură și are factură la mână. Cu bani de plată, cu tot. Păi zici că n-are nici contract și că chiar primarul spune că dumneata nu dai la nimeni contract. Deci dacă nu contract produci dumneata... Contract la toți dăm și care este conectat și au achitat, dăm contract. De ce nu dăm? Deci dacă vine și plătești taxa de conectare, îi dai bani de casă? Da. Și cât e acum taxa de conectare? 4.000. Era 2.000 jumătate. Și în cazul ei o să fie reconectare, că au fost deja conectate. Nu au fost odată adică conectată. Am conectat, dar era plombată. Nu era, nu a avut serviciu acolo. Dar domnul n-avea voie să folosească, era sigilat, da? Da, sigilat când s-a achitat, adică. Și nu a mai achitat și așa o s-a dat, s-a conectat la apă și folosea apa. O folosim ilegal, adică fără nici contract să achit și nici acolo. M-am dus și acolo, băi, și zic, gata, că nu am treabă. Și cum o să intervii dineata în drum dacă zici că primăria te-a amendat pentru că ai intervenit ilegal? Să trebuiască că... proiect, nu trebuiască coordonare cu primăria? Primăria trebuie. Numai coordonare verbală sau scris? Înscris. Am înțeles. Cum vă numiți? E firmă? Petru Musteaț. Da, firma se numește Petru... Petcom Lux. Petcom Lux. Da. Am înțeles. Mulțumesc. Ne-am lămurit.